la premiera filmului Băieții Deștepți, vreau să te întreb dacă adică tu te consideri un băiat noi. Deștept. Sigur că noi ne considerăm amândoi băieți deștepți. Da, amândoi facem un creier sănătos, Emi. Da, jumate cu jumate, mă rog la băiatul ăsta că văd că vânește bine camera și are foarte multe calități, direct am făcut un creier bun, băieți deștepți. Fii atent. Știu că voi acum filmați pentru Ai Umor. Da. Vreau să te întreb cum e toată treaba asta pentru tine, pentru că de-a lungul timpului au fost prezentatori comedianți, teoretic. Domnul Dan Badea, înaintea ta, era comediant. Vlad Grigorescu nu era chiar comediant, dar știa cu show-ul. Vreau să te întreb pentru tine cum e. Păi ce, Șerban era comediant? Copoț. Nu, dar a avut bulan. Bă, proiectul e foarte mișto. Da. Într-adevăr, hai că noi suntem amuzanții, noi deși, da, mai jur. Ales împreună. Proiectul e destul de interesant. La început a fost puțin mai greu, tot timpul am spus-o, a fost puțin mai greu, spune, ne-am adaptat noi cu tot ce e acolo, pentru că e un consum foarte mare de energie cu oamenii, cu concurenții, că vin tot felul de oameni, mai artiști, neînțeleși, mai cu momente foarte mișto, poate vin și de emoții nu livrează și încărcătura tu e, pentru că la tine vin înainte de scenă, la tine vin după scenă. Dar după câteva zile ne-am echilibrat foarte bine, adică ne-am acomodat foarte, foarte bine. O să fie un sezon foarte, foarte mișto. Și jurul e foarte echilibrat, se înțeleg foarte bine, e o chimie foarte, foarte tare acolo. Chiar și domnul Bordea după, mă rog, numai... Da, 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 domnul Bordea după divorțul domnului Bordea este... Țapân, cum ar veni. A plăcut foarte mult de... Cred că s-a împăcat cu ideea ca orice om, pentru că, na, viața merge înainte. Din păcate, la el a fost o perioadă mai tristă. Și probabil sezonul trecut de asta a fost apărut puțin mai apatic. Dar acum e foarte activ și foarte mișto. Vreau să te întreb, Emi, dacă ai stat vreodată să faci un bilanț al cuplurilor de prezentatori de succes, care mainly sunt formate din bărbați. Buzugan Morar, Răzvan, Dani, voi sunteți the next big thing acum, că voi cumva sunteți new entry pe piață de vreo 3-4 ani în zona asta de entertainment, împreună tu și Cuza. Sabine, nu știu să-ți zic, vedem cum o să fie, na, noi ne-am bucurat foarte mult cu proiectul ăsta că ne sudăm relația, gen, adică relația profesională, pe, scuză-mă, pe segmentul ăsta, pe online, deja e istoria scrisă, dar ce să mai demonstrez, nu știu, vedem ce o să fie, da, ar fi drăguț, noi oricum, chimia noastră există, acum ne descoperim și profesional, pentru că e altceva. Într-un rol de prezentare e mult mai diferit. Trebuie să înveți, să înveți pauzele unuia, de ce sunt pauze, nu că e somn sau că e prost. E pauză pentru că vrea să construiască ceva. Trebuie să înveți, te simți, sunt multe, e de muncă. Trebuie să-ți faci mână. Tu fără, asta voiam să zic, tu fără adiță zici că n-ai o mână? Te simți ca fără o mână? Bă, nu că mă simt ca și cum n-aș avea o mână, dar mi-e dubios și el așa, uite, și la Splash, și la Neamărin. Adică, da, mă integrez rapid, că mă cunoști și tu și mă știe și lumea, că imediat sunt lipicios. Dar, da, sunt învățat cu el, adică e altceva când sunt cu el. Suntem amândoi, cum s-ar spune, spate în spate. Când e fratele lângă frate, se dă lumea la o parte. Ce manelist ești? Aia, păi normal, știam, mă așteptam. Da, da, da. Ultima întrebare, Emi. Să mă întreb de aseară, că ai văzut că am ieșit în club. Hai că știu că stă pe limbă, întreabă-mă că e ok, ce vrei să mă întrebi? Ai ieșit aseară în club și era și doamna de la Insula Iubirii, doamna Bianca. Da, era chiar la noi la masă. Da. Da. Dar tu faci bahaos mereu pe story când ieși în club. Ești activ, adică ești funny, mie asta îmi place, ești funny. Da, ce vrei să pun numai chei cum pun mari content creator ai țării care sunt fără de poată, care pun mai chestiile mișto și cum vin. Nu, frate, eu pun exact ce se întâmplă acolo. Și doamna ce zice acasă? Nu te-ai trezit niciodată cu un reply în creierii nopții când s-a trezit și ea la un 2:30 să bea apă și să spune Emanuel, fii cu minte că te nenorocesc. Nu avem treabă de chestiile astea. Fără gelozia? Nu, dar știi că eu sunt așa cum sunt. Când sunt cu ea, sunt și fără ea, adică n-are treabă una cu alta. A, tu ești ca Lionel Messi, mai ai văzut cum face Lionel Messi pozele când e o doamnă și ține mâna așa la 20 de centimetri. Păi ele mai și scundus puțin, a, așa, să nu atingă. Da, da, să nu atingă, da. Asta deja e exagerarea asta. Da, am înțeles. Cu casa cum ești acum? Cu casa sunt... Bine, da, lași mobilă? Mâine, da, mobila o parte e venit acolo, ar trebui să... Mâine ar trebui să... Sau când îl publicați, azi? Mâine. Azi a venit mobila lui Emi, cum ar veni. Azi ar trebui să o închegăm cu totul, mare parte, și să ne putem desfășura și noi în apartament în sfârșit. Da. Draperiile sunt luate, că la doamnă e o problemă cu draperiile. Și aici am avut o problemă, că am lucrat cu tot cu o cunoștință, cu
prieten. Da? Da, și na, s-a întâmplat ceva, le avem, dar nu spuse, le avem în... A, te pun și galeria. Trebuie să găsesc pe altcineva să le pună, da. Să te văd eu, Emanuel, cum te urci să pui. Nu, că nu mă pricep, de ce să fac eu gafe pe acolo când sunt oameni care asta fac. Da, de Crăciun o să le dai la spălat totul, te urci și le dai la spălat. Da, asta da, da, montajul, da. Dar ești cu minte, nu-mi pui întrebări indecente, pe-a fost bine, îmi place foarte mult la tine astăzi. Și mie. Îți mulțumesc mult. Și eu, te pup și te iubesc, Emi. Pa.